Administratorul terasei Cinema pune în aplicare decizia municipalității de demolare a construcției. Astfel, acțiunea a început de vinerea trecută conform deciziei primăriei Slatina și aproape de finalizare. Autoritățile au luat decizia demolării construcției în urma unor controle demarate la finalul lunii mai la toate terasele din oraș. În cazul terasei de la Cinema, agentul economic nu a respectat autorizația de construcție. A fost amendat și în termen de 10 zile de la constatarea contravenției are obligația să aducă terenul la forma inițială, adică pe 12 iulie trebuie să înceapă procesul de demolare a construcției. În caz contrar, se va aplica amendă de la 50.000 la 100.000 de lei, iar primăria Slatina va demola construcția, a anunțat săptămâna trecută primarul Emil Moț. Polițiștii locali împreună cu reprezentanții Direcției Economice Slatina au verificat în perioada 28 mai-10 iunie 60 de agenți economici care dețin terase sau obiecte amplasate pe domeniul public. S-au dat atunci 37 de amenzi în valoare de aproape 15.000 de lei.